Lui Său. Cu ani în urmă, un om de afaceri din Chicago a oprit când, traversând prin America, la marginea drumului cineva a făcut semn cu mâna, un autostopist, cum spunem noi, care l-a rugat să le ia cu mașina. L-a luat în mașină și omul de afaceri, șoferul, a descoperit repede că cel de lângă el duce discuția în a-L prezenta pe Hristos, în a-I vorbi despre mântuire, în a-I spune Evanghelia. Și kilometrii cât au mers împreună, acesta și-a făcut datoria de creștin și i-a vorbit despre Domnul Iisus, i-a prezentat Evanghelia, i-a spus că are nevoie de Domnul să-și pună încrederea în Hristos. Duhul Sfânt a lucrat, a cercetat inima celui care conducea mașina și când a tras pe dreapta să coboare, că a ajuns unde vroia să coboare cel care i-a făcut cu mâna, s-au rugat împreună. Și a pus acolo încrederea în Domnul Iisus ca mântuitor al lui. I-a spus celui care a fost lângă el, mulțumesc din suflet. A băgat mâna în buzunar, a scos o carte de vizită și a spus, te rog să o iei și te rog mult, când ajungi la Chicago, te rog să mă cauți. Uite, am firma cu tare acolo, uite, îi scrie pe cartea de vizită, te rog frumos să mă cauți. De acum suntem frați în Hristos. S-au despărțit. Omul nostru a luat cartea de vizită și a ajuns la Chicago de-abia după câțiva ani. Și când a ajuns la Chicago, s-a străduit să ajungă la firma cu pricina, a și ajuns, a intrat în clădire și s-a dus la doamna care era la primirea celor care vin la firmă, a spus, bună ziua, a scos cartea de vizită și a spus, aș putea să mă întâlnesc cu omul acesta. Mi-a luat cartea de vizită, s-a uitat la el și a spus, de unde aveți cartea asta de vizită? Și el a spus povestea. Și a spus, uite, asta s-a întâmplat. A spus inclusiv că s-a rugat cu acest om și că și-a deschis inima la Evanghelie, că s-a încrezut în Hristos. Și femeia din față a început să lăcrimeze. Și a zis, eu sunt soția lui. Sunt femeie credincioasă și ani de zile m-am rugat pentru mântuirea soțului meu. După ce v-a lăsat să coborâți, câțiva kilometri mai încolo, soțul meu a avut un accident teribil și a murit. L-am adus aici, l-am îngropat. Și am rămas cu oful în suflet, că a murit nemântuit. Astăzi aflu că în bunătatea lui s-a apropiat Dumnezeu de el. Că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a cercetat. Că Evanghelia a fost vestită cu puțin înainte de a muri. Că s-a încrezut în Hristos. Și acum de-abia aștept să ne întâlnim în glorie la Domnul. Veți face lucrări mai mari decât acestea.